Salut, camarazi! Bă, frate, simt ca o datorie a mea, că sunt mai bătrân ca majoritatea dintre voi, să vă avertizez de un lucru. Ultimele zile am văzut, ultimele 4 zile, am văzut 2 accidente, acum vreo 3 zile, în Titan, acolo, la Parcul Iore. S-au lovit o mașină și cu Mercedes. Mașina era cu botul în corcoduș, știi? Mercedesul era bulită, cum să zice, partea aia din față era bulită, îndoită. Acum am fost până la Piața Cotroceni, până la Academia Militară și chiar în fața Spitalului Municipal. Nu mi-explic cum, cert e că o motocicletă era cu roțile în sus, 2 căști, una cred că era motociclistul, bărbatul, și cred că a doua era casca femeii sau gagicii lui, pentru că era, casca lui era neagră și a femeii era mai deschisă, mai spre roz, deci era cască de femeie. Erau aruncate la vreo 8 metri de motocicletă, motocicleta cu fundul în sus. Nu știu dacă a murit cineva de pe motocicletă sau din mașina cu care s-a lovit, dar vreau să vă rog eu, prietenește, ca un camarad mai bătrân, ca un frate mai mare, ca ce vreți voi, să vă rog să fiți atenți, băi frate, care aveți mașini, motociclete, trotinete electrice. Bă, fiți prudenți, că moartea vine instant, știți? Nu e nicio vitejie să bagi gonetă și să mor ca prostul, înțelegeți? Eu știu că motocicliștii sunt cam gaga, sunt cam duși cu pluta și scurți în bandă, majoritatea. Nu toți, dar foarte mulți dintre ei sunt scurți în bandă, duși cu pluta, mai trag și pe nas și mai bagă și alcool, știi? Bine că e și o parte din ei care sunt decenți, dar uite, e prostește să mor tânăr dintr-un exces de viteză, crezând că ești Spider-Man, crezând că ești Terminatorul și eu mai știu cine, Rambo, să mor prostește strivit de asfalt sau cu capul într-un stâlp sau într-un copac sau să intri cu motocicleta într-o mașină și să rămâi acolo înțepenit, mi se pare și absurd și prostesc că goana asta are și ea un rost. Dacă ești pe autostradă și ai câmp liber, poți să și ai boala vitezii, poți să apeși mai tare, dar în oraș aici, unde tot timpul poate să-ți iasă o pițică, un câine, un copil, o persoană să-ți iasă în fața roților, e absolut tâmpie sau e sinucidere, harakiri, să bagi viteză pe distanțe scurte între 2 stopuri, știi? Eu vreau să vă rog așa să fiți atenți, să aveți grijă. Bă, viața e un dar de la Dumnezeu, știi? Că e bună, că e rea, că e cum a fost viața mea, numai în furtună, nu mai contează. Important că după furtuni mai vezi și tu curcubeu sau după ploaie mai vezi curcubeu. E important că viața omului de rând nu e plină de bucurii, dar depinde și cum ți-o faci, știi? Uite, eu dacă am o carte bună, sunt fericit, știi? Nu mai trebuie nici averi, nu mai trebuie nimic, știi? Uite, din toată sărăcia și dacă mănânc mai puțin, tot mi-am luat o carte de la un om inteligent să mai învăț, pentru că eu de când eram copil mi-a plăcut să mă inspir, să învăț de la oameni mult mai inteligenți ca mine. Uite, mi-am luat o carte din toată sărăcia. Durcan. E Somnul Rațiunii. Vi-o recomand. Dumitru Constantin Durcan. E ca și generalul străinu, e o inteligență a acestui pământ. Înțelegeți? Am dat 30 de lei pe ea la anticaria, dar și dacă mănânc mai puțin, nu-mi pare rău. Asta e hrana mea spirituală, știi? Așa.
Deci, revenind la oile noastre, vreau să vă rog să fiți atenți, să fiți prudenți dacă aveți mașini, motociclete, trotinete electrice și biciclete, că moartea vine într-o secundă, știi, și uneori e o moarte groaznică. V-am povestit că unul din camarazii noștri trece printr-o încercare care n-aș dori eu nici la dușmanii mei, n-aș dori așa ceva. Are un caz în familie groaznic, știți? Deci, vă rog, prietenește, frățește, ca un camarad mai în vârstă, nu goniți bezmetic pe străzi aiurea, mai ales dacă nu vă grăbește nimeni, în afară de dracu. Așa, mâncați lucruri fermentate, v-am zis, zeamă de varză, borș și iaurt prins, iaurt bătut. Astea sunt toate fermentate. Deci mâncați legume și fructe colorate, pentru că tot ce e colorat ca fructă și legumă e antioxidant. Corpul nostru oxidează, ruginește, îmbătrânește. Dacă mănânci colorat, îmbătrânește mai încet. Înțelegeți? Deci asta e viață. Faceți cum v-am zis de la profesorul Dulcan, luați o gură de apă, dar să nu o înghițiți, o plimbați în gură așa și numărați până la 50. Deci plimbați apa aia pe gură până la numărul 50. După aia o înghițiți, știți? Asta e benefic și pentru creier și trimite un tonus, așa, adică o senzație de a fi bine, de a fi sănătos, de a fi optimist, de a fi încrezător. Știți, o chestie simplă, deci o gură de apă, nu înghițiți, o plimbați de 50, o plimbați prin gură așa și numărați până la 50 și atunci o înghițiți. E un exercițiu extrem de simplu și extrem de inteligent. Așa. Hai că vă doresc o sâmbătă minunată, cu bucurii, în familie, cu neveste, cu gagici, cu prietene, cu amante. Așa, deci armonie universală. Rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!